Povestire din Cuba. Povața înțeleaptă. Yeyo și Camilo erau frați buni. Se iubeau mult, dar fură cât pe aici să ia la harță, fiindcă nu era chip să se înțeleagă din pricina unui petec de pământ pe care tatăl lor, care murise de curând, li lăsase moștenire. Niciunul nu se împăca de fel cu împărțeala făcută de celălalt și pe măsură ce timpul trecea, se învrăjbeau tot mai tare. Știindu-le păsul, un prieten îi povățui să se înfățișeze la judecător, dar altul, care era mult mai bătrân, le zise: „Ba nu vă duceți la vreunul din cei tobă de carte, că o să vă coste mai mult decât face bucata de pământ. Cel mai bine ar fi să cereți sfatul lui Apolonio, bunicul lui Margarito, care e un om drept și știe o groază de lucruri.” Îi dă dură ascultare și a doua zi de dimineață se înfățișară la coliba bătrânului și-i povestiră care era pricina. Apolonio le grăi așa: „Băieți, cum e cu putință să ajungeți să vă încăierați pentru atâta lucru? Asta e doar cel mai lesne de hotărât. Ia să vedem. Tu, Yeyo, împarte pământul în două părți, cum ți s-o părea ție mai bine. Iar apoi tu, Camilo, din cele două părți să-ți o alegi pe cea care ți-o plăcea mai mult. Vecinii spun că Yeyo n-a făcut încă nicio împărțeală, dar că cei doi frați se înțeleg de minune. Lucrează împreună petecul de pământ moștenit și își împart recolta pe jumătate.”